ăsta? Nu. Nu. Uite, uite, putem cumpăra acid hialuronic injectabil. Scrie aici. Potrivit pentru umplerea buzelor sau a ridurilor atunci. Asta e. Asta e ce-mi trebuie mie. Iar eu îmi voi pune și în sâni. Păi nu e periculos? Deloc. Se regăsește și în componența pielii. N-are ce să ne facă rău. Păi bine, și de unde luăm banii? Ca să comandăm, avem nevoie de un card. Card. Știu. Tată, unde-i mama? Nu știu, e plecată. Ce faci? Uite, eu vreau să vorbesc cu tine. Dacă n-ai de gând să mă ajut cu intervențiile, n-am ce să fac cu tine. Vreau să te ajut să înțelegi că ai o față foarte frumoasă. Înainte mă susțineai. Ariana, te susțin și o să te susțin mereu. Doar că am greșit că te-am încurajat să-ți faci operațiile astea estetice atât de tânără. Au fost niște mici retușuri. Tu mi-ai spus să am grijă de corpul meu. Da, Ariana, eu ți-am spus și am greșit. Tu trebuie să-ți iubești corpul așa cum e el. Trebuie să ai încredere în tine. Ai dus totul la o altă extremă. Nu mi se pare nimic extrem la a vrea să arăți perfect. Dar tu ești obsedată de chestia asta, nu înțelegi cât rău îți poți face? Te rog, uite, hai să mergem să vorbești cu un psiholog. Nu mă duc la psiholog, că nu sunt nebună. Dacă n-ai de gând să mă ajuți, atunci te rog frumos să mă lași în pace. Sigur știi să injectezi asta sau? Da, mă, m-am uitat la tutoriale pe net. Nu e nimic complicat. Hai, ești gata? Da, hai, injectează-mă. A plecat la Magda să facă un proiect. De ce? Lipsesc bani de pe carte. Cum așa? Și-a cumpărat acid hialuronic de pene să-și injecteze cine știe pe unde. Te rog frumos, sună și spune-i să vină imediat acasă. Am trecut orice limită. Chiar nu mai vreau să tolerez tipul ăsta de comportament. Se vede asta. Mamă, cum ți-a ridicat asta așa? Băi,
Sper. Mama. Da, mama. Aoleu, da, calmează-te. Da, bine, hai, vin acum. Pa. Panica ca s-a aflat asta. A, nu are nimic, e bine că deja ne-am injectat. Păi, da, să mă gândeam și eu, mai bine cer scuze decât voi. Da. Uite cât de mișto poate să fie acidul ăsta, tu vezi? Nu sunt deja mai mari? Băi, asta mă uitam acum, mi se pare că sunt mult mai mari. Și ai văzut și fața mea, e uniformă, efectiv. Da, uite-te. Da. Dar sunt un pic roșie. Pa, n-are nimica. Ești așa pentru că abia ți-am făcut injecțiile. Bă, până mâine îți trece, sigur. Bun, atunci trebuie să ajung acasă, că mă bate tata. Dar bine. Mulțumesc. Te-am pupat. Te pup, pa. Ți-ai injectat prostiile alea de pe net? Da, pentru că voi nu mă susțineți. Eu nu cred că ți-ai făcut așa ceva la față. Doamne, mamă, tu chiar ești bolnavă. Nu sunt bolnavă, sunt doar niște injecții, mamă. Mama ta a găsit un tratament pentru dismorfia corporală și vrei, nu vrei, o să mergi acolo. Nu. Nu o să merg nicăieri pentru că nu am nimic. Nu vreau decât să arăt perfect și să fac tot ce-mi stă în putere pentru asta. Chiar dacă voi nu mă susțineți. Deci eu sunt de vină pentru asta. Deci eu am susținut-o cu toate prostiile astea estetice. Nu ești doar tu vinovată. Și eu am susținut-o. Acum important e să găsim o soluție, să o scăpăm de obsesia asta. Dacă știi cât de rău îmi pare, chiar am vrut să fac lucrurile să fie bine. Știu. Hai că găsim noi o soluție, o să fie bine până la urmă. Îmi doresc să se accepte așa cum e, să se uite în oglindă și să se accepte așa cum e. Ești cam iritată. Păi asta mă mai uite cât de roșie sunt și mă ustură. Măi, cred că e o reacție normală. Nu vrei să spui și în sân? Ia gata, că exagerezi. Auzi, știi ceva de Magda? Hai să rămâne acasă azi, că nu se simte bine. Cred că e răcită sau ceva. Hai, ești fără de mate. Matematică. Auzi, sigur nu vrei să spui și în sân? Nu? Hai să mă că mami, e gata, masă. Nu pot, mamă. Ce, mami, ce s-a întâmplat? Nu pot. Ești bine? Doamne, ars rău de tot. Nu e nimic. Dar ce s-a întâmplat, Doamne, Dumnezeu? Trebuie să scădem febra asta, Magda. Stai cu mine. Magda, revino-ți, mami. Magda. Alo, doamnă, vă rog. Doamnă, vă rog să trimiteți repede o salvare, fata mea leșinat. Vă rog, repede. Mama, cum e Magda? Magda nu se simțea bine. Pur și simplu nu mi-am dat seama. Cred că trebuia să fi chemat salvarea mai devreme. Doamne! Doamna doctor,
Cum e? Doamnă, fiica dumneavoastră a ajuns la noi cu o infecție foarte puternică pe care am încercat să o oprim. Dar, din păcate, n-a rezistat. Îmi pare rău, am făcut tot ce am putut. Nu se poate, nu!